de vreme, un episod, iată, care nu a depărtat suporterii de pe arena municipală din Botoșani, cu echipa gazdă care, iată, forțează golul de 2-0. Primește Sebastian Mailat, acțiune frumoasă. Cioiu și Mihai Roman este blocat mai departe. Reușita pleacă din devierea lui Pedroso. 2-0, minutul 40, autogolul brazilianului face diferența până în pauză la Botoșani. Bucurie de nedescris pentru puștii în imagine mai devreme. Un 2-0 care vine până la urmă firesc pe cursul jocului. Reluarea lui Victor Dican și el este creditat cu această reușită de 2-0. Balon care mergea oricum pe spațiul porții lui Valentin Sima. A încercat Pedroso să schimbe traiectoria acelui balon, însă fundașul brazilian trimite mingea în propria ea poartă pentru acest FC Botoșani CSM Ioveni 2-0. O acțiune care l-a avut în prim plan inițial pe Mihai Roman și noi revedem reluarea lui Dican cu tot efortul lui Pedroso. Tabela se modifică, avantaj de 2 goluri pentru echipa lui Flaviu Stoican.